veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Revenim la împărații lui Iuda. Ne vom opri în dreptul lui Manase, pe care l-am numit păcătosul iertat. Manase, fiul lui Ezechia, a avut cea mai lungă perioadă de domnie. Scrie în 2 Împărați, capitolul 21, începând cu versetul 1, Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. Domnia aceasta lungă la un împărat rău, foarte rău, dovedește îngăduința divină pentru păcătoși și timpul extrem de lung oferit pentru pocăință. Și regula aceasta o putem observa chiar din Noul Testament, citind ce scrie Pavel în Roman 2, după ce în capitolul 1 el precizase stricăciunea omenirii, uitându-ne pe de-o parte la felul în care oamenii sunt căzuți în păcat, se poate naște un gând de dreptate, un gând de judecată. 2:4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci Dumnezeu, când așteaptă după oameni ani în șir, zeci de ani, după alții poate sute de ani în vremurile vechi, n-așteaptă nici cu gând că îi place să tolereze păcatul, nici că nu poate să îi pedepsească pe loc. Așteaptă cu un singur gând, în nădejdea că ei se vor pocăi. La fel citesc și din cartea Apocalipsei, capitolul 2, versetul 21, tot despre o stare extremă de stricăciune. Este prezentat aici în versetul 20 cazul Izabelei și a celor care o repetă în comportament. I-am dat vreme să se pocăiască. Și cu toată vremea, scrie aici, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Însă, din fericire, împăratul despre care noi vorbim a valorificat vremea de pocăință și chiar de aceea, într-o primă parte vom vorbi despre păcatul lui Manase, iar într-a doua despre pocăința lui Manase. În ce privește stricăciunea păcatului, am notat trei lucruri, întorcându-ne la 2 Împărați 21. Acest Manase a atins o culme a păcătoșeniei, culme care nu este fixată. Oamenii păcătuiesc din ce în ce mai mult, acumulând, făcând să crească muntele de păcate. 21:2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel, după stilul cananit, care atunci când a ajuns la culme, a pus pe Dumnezeu în postura să-i nimicească. După cum spune în cartea Levitic, țara i-a vărsat, i-a dat afară. Așa îi profețise Dumnezeu lui Avram, că sămânța lui după ce va fi roabă în Egipt se va întoarce în țara aceea. În momentul în care nelegirea cananiților va atinge culmea, Genesa 15:16. Și tot despre Manase citesc aici, versetul 3, el a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astartei, cum făcuse Ahab împăratul lui Israel și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. A diversificat răul, făcând de toate. Versetul 6, partea a doua. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-l. Lumea, în general, când intră în faze agravante de păcătuire, accelerează stricăciunea. Dacă ar învia oamenii care au murit cu 10 ani în urmă, ei ar vedea o diferență foarte mare. Și dacă vom mai trăi, vom vedea
că păcatul crește de la un an la altul, de la o zi la alta, atunci când oamenii se dedau păcatului. Și așa a fost Manase. Versetul 9 citesc de asemenea. Dar ei n-au ascultat și Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care nemicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 11. Pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urăciuni pentru că a făcut mai rău decât toți ce fuseseră înaintea lui. A murit și pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui. O stricăciune culminantă. Și totuși, repet, Dumnezeu l-a tolerat ani de zile, zeci de ani. În al doilea rând, vreau să observăm domeniile păcatului. Sunt diferite stări de păcate. Unii au păcat în plan moral, etic, fie că poartă gânduri murdare, fie că sunt nedrepți, se poartă urât, vorbesc vulgar. Alții au păcate în domeniul idolatru, vrăjitoresc. Dar se pare că lucrurile merg de la primul caz spre al doilea. Însă culmea este atunci când păcatul se instalează în casa Domnului. Unul din predecesorii lui Manase, Ahaz, făcuse mult rău, dar el a închis casa Domnului și răul l-a comis mai mult afară. Însă Manase a introdus răul în casa Domnului. Este de nedorit ca cineva să se lasă de pocăință și să facă rău, mai rău decât unul din lume. Dar este cu atât mai grav să facă cineva rău și în același timp el să rămână în biserică, ba încă să aibă vreo slujbă. Hai să citim în privința aceasta de aici versetul 16. Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un cap la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât și pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. De bună seamă, ținând cont de ce spune în profeți, el ucidea cu preponderență nu pe cei păcătoși, ci pe cei care mai rămânseseră neprihăniți și mai aveau oarecare formă de evlavie. Pentru că așa sunt cei răi. Fac ei rău și au un dispreț și o ură față de cei buni, nimicindu-i. Tot de aici citesc și prima parte a versetului 6. Și a trecut pe fiul său prin foc, se îndelenicea cu ghicirea și vrăjitoria și a ținut la el oamenii care chemau duhurile și ghiceau viitorul. Teroarea domnea în casa lui. Fiii lui erau sacrificați pe altare păgâne. La el acasă se instalase domnia satanei. Vrăjitorii, ghicitorii erau plăcerea lui. Fiindcă omul, după ce păcătuiește în domenii firești, să zicem, și când păcatul se agravează, el se îndreaptă spre domenii din ce în ce mai demonice, până acolo încât își dă mâna, inima și întreaga minte și viață lui Satan. Și Manase a fost unul dintre aceștia. Întoarcem și la 2 Cronici 33, unde este descrisă în paralel viața lui și citesc versetele 4 și 5. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștirea cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. A introdus pe diavolul în casa lui Dumnezeu. Amintiți-vă de ce spunea Domnul Iisus Hristos. Urăciunea pustirii. În Noul Testament și în istoria de mai târziu, profeția lui Daniel reluată de Domnul își așteaptă pe lângă împlinirile care au fost când s-au sacrificat animale păgâne la templu, își așteaptă în final o împlinire. Și noi dacă studiem, în primul rând studiem pentru o aplicație practică în vremea noastră și în viitor. Aici va fi concretizată dorința diavolului, pasiunea lui pentru păcat, să se manifeste în casa lui Dumnezeu, să-i facă lui Dumnezeu necaz, stricând pe copiii săi. Și din nefericire, uneori au loc în deplasarea chiar care acum se manifestă pe pământ, anumite show-uri și alte lucruri păcătoase introduse în casa Domnului. Stricăciuni din ce în ce mai grave. Domnul să ne păzească pe noi și biserica sa.
În al treilea rând, vreau să observăm că în această stricăciune, Manase a fost forța răului. Întotdeauna diavolul are niște oameni ai lui. Lucrarea lui Dumnezeu se face prin niște oameni. În Noul Testament au fost câțiva oameni de valoare. În vremea lui David au fost niște viteși puternici care au tras după ei toată roata istoriei. La fel și diavolul are câțiva oameni în cheie prin care lucrează. Amintiți-vă că în Samaria avea unul, dar printr-un Simon controla toată cetatea până când Domnul l-a scos din scenă. La fel, voi citi versete care dovedesc că Manase a fost mâna dreaptă a diavolului, a fost condus. Și cu cât un om al diavolului sau respectiv al lui Dumnezeu este mai puternic într-o slujbă, cu atât forța de acțiune a răului și respectiva binelui va fi mai mare. Citesc din 2 Împărați 21, versetul 9. Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit. Și spunea Domnul Hristos, vai de acela prin care vine prilejul. La început, cred că a fost o provocare mai lejeră și putem dovedi treptele acestea de acțiune demonică mai ușor din imaginea din Daniel 3, din chipul înălțat în Valea Dura. Mai întâi a fost o simplă procesiune. Împăratul a anunțat să se adune toți liderii Imperiului, a înălțat chipul, a pregătit muzica și un crainic a luat cuvântul. Popoare, toate închinați-vă! Acum eu cred că în Daniel este scris doar rezumatul, dar i-o fi pregătit, a anticipat momentul. Însă, lângă toată pregătirea aceea, aprinseseră și cuptorul. Am citit înainte că Manase a vărsat mult sânge nevinovat. Cei care n-au vrut să fie coparticipanți la stricăciunea aceea, la sistemul idolatru, la cel vrăjitoresc, au fost forțați și Manase a folosit toate pârghile puterii, apelând chiar la ajutorul zeilor, vorbea Izabele de altă dată, să mă pedepsească zeii cu toată asprimea dacă nu fac așa și așa. Printr-un astfel de om, repet, se poate face multă, multă stricăciune. Vreau să reținem și din versetul 11, partea finală. Și pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui. De aceea să păzească Domnul pe oricare dintre noi să nu constituie pentru altul un prilej de cădere, o potignire. Dar încă să ne păzească Domnul nici alții care pot fi folosiți de diavolul să nu constituie pentru noi un mobil de provocare și de cădere. Rețineți așadar aceste trei gânduri despre stricăciunea lui Manase. El a atins o culme în apogeu, a făcut toate relele, dar cel mai grav a fost să introducă sistemul demonic de închinare în casa Domnului. Și în al treilea rând, el a fost motorul, el a fost locomotiva care a tras toate vagoanele țării după el înspre stricăciune. Dumnezeu nu a stat pasiv la asemenea situații, dar Dumnezeu are stilul lui de lucru. Și vreau să-l observăm de aici. Ce atitudine ia Dumnezeu față de păcătoși și asemenea stări grave? În primul rând, Dumnezeu a apelat prin proroci, cerându-le să se recunoască, să se întoarcă, să se pocăiască. Citesc din 2 Cronici 33 și de altfel tot Vechiul Testament stă dovadă că lângă lege sunt proroci. Lângă Moise, Domnul a instalat pe Ilie și urmașii săi sau chiar predecesorii săi. 2 Cronici 33:10. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Cât ar fi cineva de rău? Mai cu seamă dacă e vorba de unul care e în poporul Domnului. Domnul vorbește și la cei de afară uneori, dar la cei dinăuntru, în mod sigur le vorbește Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat proroși printre ei, a lăsat oameni care se sizau, erau leviții, puși, să vestească cuvântul Domnului în toate părțile lui. Dar în vremea noastră, când peste tot auzi predici, poți să citești tu în Biblie, poți să citești în cărți sau dintr-o discuție cu cineva, credeți că va rămâne dator Dumnezeu la careva fără să fi vorbit atunci când a păcătuit? Nu. Dumnezeu ne sesizează
Dacă ne ascultăm ziua pe oameni, ne poate Dumnezeu vorbi noaptea în vis. Dumnezeu a vorbit lui Manase și poporului, dar ei n-au ascultat. N-au ținut cont de ce zice Dumnezeu. Versetul 18, tot de aici. Celelalte fapte lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeu și cuvintele prorocilor care i-au vorbit în numele Domnului Dumnezeului lui Israel. Mai mulți proroci au fost trimiși să-l cheme la Domnul, să se întoarcă la pocăință. Hai puneți-vă puțin în postura celor proroci. Poate când suntem trimiși să spunem unui om rău, vorba lui Ezechiel, du-te, spune celui rău, vei muri dacă nu te întorci. Poate dacă sunteți chiar proroci unii, nu vă face plăcere. Dar poate nu ești proroc, dar îți dă Domnul un îndemn să-l sesizezi pe unul. Nu-i bine ce face. Dacă nu te ascultă sau dacă eventual te lovește cu vorba, fizic mai puțin probabil, ce simți în urmă? Ei, avem datoria să-i sesizăm. Dacă nu, sângele lor se va cere din mâna noastră. Eu mă gândesc vis-a-vis de ce s-a întâmplat mai târziu, când el s-a pocăit în închisoare în Babilon, că și-a amintit de cuvintele prorocilor care îl chemau la Domnul. Poate nu te ascultă cineva acum. Am întâlnit un tânăr plecat în altă țară. Nu și-a ascultat părinții, n-a ascultat de cei de la biserică. Dar acolo spunea, acum mi-aduc aminte de tot ce îmi spuneau. Spune tot ce spune Dumnezeu, că și cuvântul lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere și are valoare de mântuire. Sau dacă nu potrivit cu ce spunea Domnul Matei 24, de mărturie. Trebuie să spui. Și Manase și poporul au auzit cuvintele, dar au respins chemarea lui Dumnezeu și mesajul de pocăință. Astfel stând lucrurile, a fost rostită pedeapsa din partea Domnului și vă citesc versetul 11 de aici. Atunci Domnul a reținut în 10 la sesiza să se îndrepte și acum în 11, dacă nu vrei, a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăraților împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Puteau să-l omoare. Dar Dumnezeu a călăuzit mintea acelor străini asupritori să-i cruțe viața. Nu bănuiau ei, în mod sigur, fiindcă ei nu erau din Israel, că el se va pocăi după aceea. Dar Dumnezeu i-a dat șansă. Iar pentru popor, pedeapsa vă citesc din 2 Împărați 21. Fiindcă este pedepsit cel prin care s-a introdus rău, dar nu scapă nici cei care s-au lăsat provocați și l-au comis alături de el. Că dacă unul fură marfă, el este pedepsit după fapta lui. Dar s-ar putea și cei care au cumpărat de el și dacă sunt prinși să fie pedepsiți, fiecare cotă parte. 21:10. Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii săi proroci. Versetul 12. Voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda de norociri care vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. Vedeți cum plătește Dumnezeu după faptă și răsplată? Au și făcut fapte care la us făceau să-ți țiuie urechile, dar și pedeapsa când a venit, la fel, ți se vor mira urechile la auzirea acelor vești. Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samariei și cumpăna ca asupra casei lui Ahab, fiindcă el făcuse precum casa lui Ahab. Și voi curăți Ierusalimul ca o farfurie care se curățește și se răstoarnă cu fața în jos după ce a fost curățită. Voi părăsi rămășița moștenirii mele și voi da în mâinile vrășmașilor lor și vor ajunge de jaful și prada tuturor vrășmașilor lor, pentru că au făcut ce este rău înaintea mea și m-au mâniat din ziua când au ieșit părinților din Egipt până în ziua de azi. Și pedeapsa a venit. Chiar dacă a întârziat, rămâne scris, cauza aceasta lui Manase a rămas de neiertat ca și pedeapsă în timp asupra țării. El a ajuns în Babilon în închisoare și acum întoarceți din nou la 2 Cronici 23. Vreau să observăm pocăința lui în închisoare. Sunt oameni care la necaz se pocăiesc, la boală, în spital, ca și unii copii, care dacă îi sesizezi, nu te ascultă. Dacă îi atingi puțin, se îndreaptă și nu se îndreaptă. Dar dacă îi pedepsești mai tare, atunci așa făgăduiesc. Să știți că noi nu suntem mai grozavi decât copiii. 33:12. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat
Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. S-a smerit adânc. Are o extraordinar de mare valoare pocăința în smerenie, coborârea în inima ta, prăbușirea. Amintiți-vă de fiul risipitor, cât i-a trebuit lui, după ce a plecat de acasă, de bună seamă, o fi fost cu gura mare, cu capul pe sus, a avut mulți prieteni și încet, încet, când a ajuns să coboare, când l-au părăsit toți, când s-a văzut la porci, a ajuns să se consideră, când nu-i da nimeni nici măcar alimentele acelea dorite, poate chiar mai jos decât porci și era, a venit întors acasă și a spus tatălui, nu sunt vrednic. Starea aceasta e bine cotată înaintea lui Dumnezeu. Oricine se smerește, e regula exact ca invers. Oricine se mândrește, e doborât. Și oricine se smerește, are șanse de înălțare. Dacă se încadrează încă în timpul de pocăință. Uneori este foarte greu să ne smerim, așa? Se vede cât e de greu să te smerești când e vorba să recunoști o greșeală în public, să-și ceri iertare, să accepți o pedeapsă, să stai în banca ta umilit, să rămâi sărac. Diferite forme de pedeapsă pe care trebuie să le accepți. Imaginați-vă să cobori de pe tron până în temniță în lanțuri de aramă. Tu care ai fost cu aur pe cap, acum de-abia mai ai aramă pe mâini. Că dacă un rob din Israel l-a dus în închisoare, poate spunea, măcar aici nu mai lucru. Dacă nu fi fost și ceva muncă acolo, să zicem. Dar de pe tron să cobor până acolo? Smerenia, repet, are o valoare enormă. Și cei care îi prind gustul au mari șanse să se ridice, să fie salvați. Amintiți-vă de un Petru care a ieșit afară și a plâns cu amar. Dar diavolul uneori și firea pământească, euul, nu acceptă smerenia. Este un antidot smerenia, atât pentru Satan, îl faci să fugă de la tine, cât și pentru firea ta pământească. Smerenia alungă tot ce e rău, ce e demonic și îți dă șanse să te apropii de Dumnezeu sau să se poată El apropia de tine. Domnul să ne ajute să ne putem smeri după nevoie, potrivit cu situația. Pe lângă smerenie, citesc versetul 13 și 19, i-a făcut rugăciuni, nu una, multe. Nu știu câți ani a stat în închisoare. Îmi spunea un tânăr care, în timp ce a coborât de pe vapor să intre în Grecia, a fost luat de poliție, i-au insinuat ei ceva motive și a fost introdus la arest. Spunea el, o cameră mare, câțiva zeci de oameni, de toate națiile pământului, asiatici, africani, stăteau acolo cu zi cu noapte. Teroare. El, un băiat de 20 de ani, îmbrăcat bine, frumos, și a început să cârtească în prima zi. Nici n-a vrut să mănânce. Tot suna să vină polițiști să o scoate. I-au spus, mâine dimineață, sosesc datele pe computer de la Atena și îți dăm drumul. Și el a zis, până mâine dimineață îndure-o cumva. Dimineața i-au spus, păi după masă. Iarăși a comentat, s-au plimbat, ceilalți măcar își vedeau de ale lor. S-au apucat toți să cânte pe limba lor câte o cântare. El, ispitit, după masă i-au spus, nu s-a rezolvat azi, mâine. Ei, de la un moment dat a trebuit să mănânce. Cât de improprie erau condițiile. Și până la urmă, a treia zi, s-a pus el pe o pătru acolo lungit, singura condiție de odihnă. Și a început să plângă, să se roage, să cânte. Vreo două, trei ore, patru ore. Și în timp ce își termina el smerenia lui și pocăința, aude strigând polițiștii, să vină românul. Îi dau pașaportul și spun pleacă, poți să intri în Grecia. Și spunea el, oare dacă făceam chestia asta prima zi, nu îmi dădea drumul mai repede? Probabil. I-a făcut rugăciuni. Credeți că dintr-o dată s-a smerit? Dar de unde? Ce suntem noi? Negociem ca la piață. Îl dai cu atât? Nu-l dă, vreau să-l cumpăr. Mai dau, mai punem la preț, mai ne smerim, mai ne rugăm. Și Dumnezeu ne ține ca în cuptor, până când consideră El, mai are zgură, dă cu ciocanul, mai este. Până când scoate din noi aur curat uneori. Suntem la cheremul lui Dumnezeu. Ne poate sechestra cum vrea și prin cine vrea. Deci este important în asemenea momente să nu ne răzvrătim, să nu cârtim, că nu rezolvăm nimic. Nici să nu pierdem vremea capitole întregi cu întrebări ca și în cartea Iov. Nu. Iov a tras el concluzia în final. Mă smeresc și mă pocăiesc. Asta e rețeta. Rugăciune. Rugăciunile pot să-L înduplece pe Dumnezeu? Stăruința rugăciunii și demonii când l-au rugat stăruitor pe Iisus, nu ne trimite în adânc? A spus, hai, vă fac hatârul acesta, rămâneți în zonă. Și versetul 19 de aici. Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiurile lui, locul unde a zidit înălțim, sunt scrise în cartea lui Hozai. A rămas memorabilă rugăciunea lui.
În apocrife există, nu știu cât este de autentică, rugăciunea regelui Manase. Dar, repet, accentul cade pe rugăciuni. Oricum nu mai avea altă treabă. Nu ai putea vorbi cu nimeni, sigur. N-avea vorbitor și nu mergeau evreii, nici ghicitorii pe care el le-a adunat pe lângă Ierusalim să-i mai facă vizite și să-i ghicească pe când o să-i dea drumul din închisoare. De acum, doar la Dumnezeu putea să mă apeleze. Ce frumos ar fi să trăim pe tron cu Dumnezeu, să nu fim nevoi să-L căutăm în închisoare bășbăind. Dar așa se vede uneori că în vremuri bune, numai oamenii înțelepți tare trăiesc frumos. În vremuri rele, mai mulți se pocăiesc. De aceea, uneori este nevoie Dumnezeu să recurgă la mijloace mai puțin plăcute, dar benefice sufletului. Am văzut oameni când ne-am trudit să-i împăcăm și celălalt spunea, nu mai mă lasă într-un plecat. Dar ce ți-a făcut atât de grav? Am văzut alte situații când oamenii nu mă acceptă. Cât e de bun Dumnezeu. S-a lăsat înduplecat, slăvit să fie El. Și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția Lui. Aici se vede superlativul îndurării divine. Când te iartă, te primește înapoi ca fiu, nu te ține slugă. Simbolul Tatălui din pilda din Luca 15 e simbolul lui Dumnezeu. Oamenii nu sunt stare de una ca asta. Poate altuia fi spus, băi, deodată rob până să văd cum faci. Să nu mai mi-o faci altă dată. Nu, îmbrăcați-l. Și l-a cinstit din nou. L-a acceptat în împărăție înapoi. Putea doar să-l lase liber și să hoinărească pe undeva prin Babilon. L-a adus înapoi. Fiindcă un om pocăit, vom vedea noi imediat, poate să aibă un rol special când se întoarce unul care a fost rău tare. E un semn, e o minune, mai mare decât o vindecare. Și finalul versetului contează, îl citesc și acum, deși vom mai reveni, și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Și-a dat seama că numai Dumnezeu poate face una ca asta. Vreau să ne întoarcem împreună cu el în Iuda și dacă am văzut pocăința din închisoare, vreau să vedem din nou pe cea de la tron. Din nou a ajuns pe tron. Versetele 15 și 16. A înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străini și idolul Astartei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a dus pe el jertfe de mulțumire și avea de ce și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeu părinților săi și a lui Israel. Pocăința schimbă viața spirituală. Dacă spune cineva și chiar lacrimi să aibă, m-am schimbat. Ei, dacă te-a schimbat, schimbă în jur. El și-a dat seama că cel mai mare rău a fost că în casa Domnului introdusese lucrurile diavolului. Și asta a fost prima operație după pocăința lui. Le-a scos afară. A pus altarul. Se obișnuise să facă rugăciuni de acum, nu? Când se pocăiește cineva, schimbă viața spirituală. Spun unii, nu mă pot pocăi în biserica ortodoxă? Păi normal că nu te poți pocăi între idol și cruci. Păi schimbi viața. O le dai tu afară, o vin într-o casă unde îți date afară sau unde n-au fost introdus. Asta presupune pocăință. Îți schimbi mediul de acasă. Îți faci altar. Nu se poate să îl ai pe Dumnezeu și să nu-i slujești. Și cine îi slujește, se va manifesta ca atare. Și a schimbat stilul. Au văzut toți, imaginați-vă, când a venit împăratul înapoi. De acum vrăjitorii cred că se ascundeau, cum a prorocit Mica despre alt proroc, vei vedea tu, în ziua când vei fugi din odaie, în odaie este ascuns. A început să facă ordine. Cred că ce se bucurau cei buni, cum scrie în proverbe, când se înalță cei neprihăniți, toată cetatea se bucură. Apoi, am citit deja în partea a doua, versetului 16, a poruncit lui Iuda să slujească. Dacă el le-a tras la rău, acum tot el le-a spus, îndreptați-vă. Și 17, poporul jertfea tot pe înălțim, dar numai Domnului Dumnezeului său. A implementat pocăința în țară. O, dacă s-ar mai pocăi din slujitori, ar porunci și bisericilor să se pocăiască. Întâi s-ar vedea în viața lor și apoi ar porunci celor peste care slujesc sau stăpânesc într-un fel, apropo de situația din Vechiul Testament. Nu se poate să rămâi indiferent.
Nu se poate să-ți fie tot una, că altul e pocăit sau nu este. Nu se poate ca să îți schimbi viața, să treci pe lângă cel care e cu viața neschimbată, ba încă să fie sub jurisdicția ta și tu să-l lași în pace. Nu se poate ca un slujitor într-o biserică să lase pe membrii bisericii în pace dacă ei nu-s pocăiți și el e pocăit. Nu se poate. Deși aici vrea diavolul să introducă un sistem. Să le spui și după aceea fiecare să facă ce vrea. Nu? Un Manase a poruncit. Trebuie să ne schimbăm cu toți. Doamne, ajută-ne! Atunci se va vedea pocăință. Numai să știți că e greu de introdus pocăința. Am citit în versetul 17 că poporul slujea Domnului, dar tot pe înălțime. Felul în care te-ai obișnuit, e greu să-l schimbi. Însă trebuie, în primul rând, în viața personală, aici cade accentul, cine s-a pocăit să se vadă schimbarea în jur, în felul de slujire, în felul de trăire, dar de asemenea să implementeze pocăința în jurul lui, să o spună, să o poruncească dacă are vreo funcție și astfel să provoace poporul la bine, după cum și înainte l-a provocat la rău. Și apoi citesc versetul 14, ca să observăm că pocăința aduce binecuvântare. Pentru el a adus prosperitate economico-militară, asta le era necesar lor, pentru noi poate aduce sănătate, să-ți aducă binecuvântare dându-ți pâinea de care îți trebuie, dându-ți pacea și odihna. După aceea a zidit afară din cetatea lui David, l-a pus spre Gihon, în vale, un zid care se întindea până la poarta peștilor și cu care a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt, a pus și căpetenii de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda. Avea fonduri de acum, nu? Că nu mai trebuia să facă capiște și case idolești. Astea puteau fi folosite la ceva bun, nu? În loc să mai sponsorizeze vrăjitori, de acum putea să aibă căpetenii bugetare. Nu numai că întorcându-ne la Domnul cad niște cheltuieli. De exemplu, un om care fumează o viață întreagă. Poate să-și cumpere pe cât fumează câteva mașini într-o viață. Sau poate să facă alte lucruri. Sau oameni care umblă după gusturile lumii. Ar putea să valorifice chiar pentru casa lor banii. Dar nu numai atât, Dumnezeu dă binecuvântare. Și când dă Dumnezeu binecuvântare, tu bași cu o mână în pungă și mai pune Dumnezeu cu una a lui. Când nu, bași tu cu a ta și Dumnezeu defiletează de dedesubt. De aceea, Domnul să ne dea o adevărată pocăință. Manase este îngăduit de Dumnezeu 10 de ani. Un păcătos care n-avea limite. Sunt unii oameni care fac un păcat, de exemplu, sunt imorali, dar rest sunt buni administratori, sunt darnici, sunt corecți, ca și omul acela din pildă care a dus restul înapoi la chelner, numai că el era în mașină cu altă damă. Însă Manase, el le-a făcut pe toate relele, că de fapt asta e scopul diavolului, să împânzească lumea de rău. Dar cel mai rău este când în casa Domnului introducem răul. Asta e urăciunea pustiirii. Că pe niște haine murdare să te mai faci cu ulei, o fi cumva. Dar pe cele albe să te mânjești. Asta e prea mare contrast. Și Manase a fost marioneta diavolului, pârghia cu care a vrut să răstoarne toată țara. Dumnezeu prin proroci le-a vorbit să se întoarcă, să se întoarcă. N-au ținut cont de asta, de bună seamă. Când prorocii chemau vrăjitorii de dincolo, spuneau, nu e așa. Domnul a luat măsuri. Pentru popor a spus, vă vine vremea. Pentru Manase, la închisoare. A ajuns la închisoare, s-a smerit adânc, s-a pus pe rugăciune, i-a venit pocăința, Domnul s-a îndurat de el, l-a dus înapoi pe tron. Aici s-a dovedit pocăința făcând curățenie în casa Domnului, punând altarul rugăciunii, poruncind poporului. Mă gândesc când o fi dat explicații la oameni. Manase, ce s-a întâmplat? Păi cred că le-a spus experiența, că doar de-aia a rămas să fie scrisă în Biblie. N-a ținut tot tăinuită. Iată cum am ajuns, cum m-am rugat și Dumnezeu s-a îndurat de mine. Acum face și voi așa. Și după cum înainte eu v-am provocat la rău, băgați de seama că sunt împărat. Păi s-a meritat la Dumnezeu să-l pună înapoi pe tron, nu? Să facă ordine în țară. N-a făcut în mod desăvârșit. Nici nu știu exact, poate era mai bătân, la ce vârstă era. Dar, oricum, s-a pocăit și a schimbat
într-o anumită măsură lucrurile și Domnul le-a dat binecuvântare. Vreau să ne uităm în 33, de la versetul 21. El a murit, a urmat pe tron Amon. Mai sus scria în versetul 19 că tot ce a făcut Manase, faptele lui, pocăința lui, sunt scrise în cartea lui Hozai. Acum vă întreb, ce-or fi înțeles cei din jurul lui că Amon, fiul său, n-a înțeles nimic? După ce în versetul 22 scrie că a făcut ce este rău, a făcut jertfe și rău cum făcuse Manase în prima parte a vieții, nu s-a smerit înaintea Domnului cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Și pe ăsta Dumnezeu l-a și lovit prin cei din țară. Amon n-a înțeles. Hai să vedem o concluzie. Ce ar trebui să înțelegem noi din viața acestui om? Eu punctez pentru noi toți că harul divin este mare, dar are reguli. Dacă cineva are o cădere scurtă, o zice în Galateni 6, dacă vreunul din voi cade vreodată, am vreo greșeală. Și avem poate cel mai aparte exemplu din tot Vechiul Testament, e David. După 50 de ani de pocăință și sfințenie, face o gafă mare. Și stă vreun an în greșeala lui, până să se trezească, dar era frământat, adulter și crimă. Dar se ridică cu o pocăință serioasă și de pedeapsă nu scapă. În Noul Testament, cazul elocvent este Petru. După o investiție divină specială în el, după niște angajamente personale, se leapă de Domnul cu blesteme și jurământ, cu Domnul de față. Se trezește, se pocăiește și rămâne apostol. David a continuat să fie împărat, Petru a continuat să fie apostol. Căderile scurte înțeleg că pot avea revenire cu pedepsele de rigoare, cu disciplinarea necesară, cu reabilitarea ce se cere. Petru a avut o întâlnire numai el cu Domnul, a fost reabilitat apoi între ucenici de însuși Domnul, în Ioan 21. Dar căderile lungi sunt de două feluri. Cine 10 de ani o duce viața în păcat, dacă a fost ca Manase, poate fi iertat, fiindcă el la cei 12 ani când a ajuns pe tron nu cunoștea încă pe Domnul. Și v-am citit finalul versetului 13 din 2 Cronici 33. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. El a fost crescut într-o familie de credincioși. Dar totul a fost teorie. El n-a fost ceea ce am zice noi, născut din nou. Doar niște cunoștințe vaci. Eu am întâlnit o tânără undeva care a fost selită de părinți la 13 ani să se boteze. Ea s-a dus apoi în lume, plecând din țară, și a făcut multe rele. La 20 ceva de ani a ajuns să se pocăiască. Și nu știau frații într-o biserică ce să facă cu ea, să o mai boteze odată sau să nu o boteze. Fiindcă ea atunci s-a botezat, fiindcă mama s-a selit-o. A fost și foarte fragedă vârsta, dar era o situație aparte, cunosc acea familie. De-abia atunci ea a ajuns să cunoască pe Domnul. Și Manase a avut har și drept de iertare. Dar cine a fost născut din nou, ba încă a fost într-o slujbă și cade și stă în cădere 30-40 de ani și vine înapoi să pocăiască. Dar tronul nu-i mai pentru el. În ce privește mântuirea nu zic nimic, ca să nu spulbere o șansele nimănui care poate este în situația aceasta. Dar despre slujbă și despre tron nu mai vorbim. Căderile lungi, în general, nu-și mai au revenire. Saul a avut o întâlnire cu Domnul, o cunoaștere personală și a căzut. Și-a mai revenit vreodată? Nu și-a mai revenit. Nici Iuda nu și-a mai revenit, nici cei despre care zice Pavel, unui din ei din Noul Testament, nu mai este restrâm revenirea lor, nici îngerii nu și-a mai revenit niciunul din cei căzuți. Și regula aceasta o găsim în Evrei 6, unde după ce spune în versetul 1 despre temelia pocăinții, despre lucrurile începătoare și dorința de a merge spre cele desăvârșite, dacă Domnul ne va da harul, cum zice în versetul 3, continuă cu 4. Căci cei ce au fost luminați odată,
și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Dar, vă rog, nu la un prim păcat să-l și catalogați pe cineva la articolul acesta. Există o perioadă de îndurare. Și Samson este unul bun pe lecția noastră. A fost iertat. Dar a mai fost pus înapoi judecător? N-a mai fost pus. Lui a îngăduit Domnul ca și lui Manase să se pocăiască în închisoare, dar a murit în închisoare. N-a mai ajuns înapoi pe tron. Și ca să mă aduc un argument justificând cum că tânărul Manase la 12 ani nu cunoștea încă pe Domnul, numai în închisoare l-a cunoscut, putem citi în 1 Samuel 3:7, unde scrie că un copil ținut-o la templu nu cunoștea încă pe Domnul Samuel. El știa, era familiarizat, dar în el, în duhul lui, nu se produsese schimbarea. Domnul să nu ne lase să cădem. Dacă ar fi vreo cădere scurtă, după cum e scris, să ne apuce îndată de mână și să ne pedepsească tot îndată, scrie în Evrei 12, ca să ne ridice. Dacă sunt unii care au avut o perioadă lungă, deși au fost născuți în pocăință, câtă vreme trăiesc, sunt șanse să se ridice. Noi suntem mandatați să-i primim pe toți, nu în biserică și cu drepturi neapărat, dar la pocăință, să-i îndemnăm. Fiindcă dovada cea mare că Domnul iartă pe cineva, care-i? Ridicarea lui. Ce dovadă ar fi fost că Domnul a iertat pe Manase dacă el nu venea înapoi și nu se schimba viața lui? Dacă viața cuiva se schimbă, înseamnă că e ridicat, înseamnă că e viu, de aceea dă semne de viață, de aceea dă inclinații duhovnicești și atunci ne bucurăm și dăm slavă Domnului că unul care a apucat în rătăcirea căii lui a fost întors înapoi la Domnul și salvat. Domnul să se îndure de toți păcătoșii și să-i mântuiască, fiindcă este bun. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.